Clopoțelul a sunat în prima zi de școală și pentru cei peste 1400 de elevi ai Liceului Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Deoarece școala generală numărul 5 din cadrul liceului intră în renovare, toți elevii au fost relocați într-unul dintre corpurile liceului, așa că dascălii și conducerea unității de învățământ n-au prea avut timp liber în vacanță. În plus, spre bucuria elevilor, dar și a părinților, toți cei 1400 de elevi vor face cursuri doar de dimineață, iar elevii au primit toate manualele noi. Supărare mare însă pe conducerea școlii, pentru că, din păcate, liceul nu mai figurează pe lista unităților din programul Masa Caldă, chiar dacă făcea parte din programul pilot demarat în urmă cu mai mulți ani. La Hunedoara, în schimb, ca măsură activă de combatere a abandonului școlar, pe lângă masa caldă, 350 de ghiozdane dotate cu tot necesarul au fost împărțite în școli de către angajații Direcției de Asistență Socială Hunedoara, astfel încât elevii beneficiari ai burselor sociale să înceapă fără griji cursurile. În reședința de județ, în schimb, în acest an, toate unitățile de învățământ de stat au căldura și apa caldă asigurată, centralele termice pe gaz fiind funcționale. Cât despre ghiozdane cu rechizitele necesare pentru începerea anului școlar, liberalii din Deva au selectat doar 12 copii din cartierul Grigorescu. Ca în fiecare an, nu au lipsit speech-urile festive rostite de oficialități locale, județene, parlamentari, lideri politici în fața unor elevi preocupați mai mult de provocările noului an școlar și de bucuria revederii cu colegii și cadrele didactice.